left me in the worst way. Heart torn, leaving blood stains all over the table cloth, and I can never scrub them off. But I won't let you haunt me. All the scars in my body, they won't keep me far from love, and you won't see me fall apart. Cause I turned so cold. Este luni și 9 dimineața, la oara asta trebuie să fiu la F64. Doamne, cât de că m-am trezit. N-am mai făcut celebra scenă a pornirii mașinii, pentru că era riscul să mă blocheze o mașină de gunoi. Și i-am dat contact, a pornit din prima, slavă Domnului, și i-am tulit-o. Problema e când te blochează o mașină de gunoi, nu e timpul de așteptare. Problema e mirosul, care ți intră în nas, în pori, în suflet, în tapițerie, în camera video. Feriți-vă să fiți blocați de mașina de gunoi. Am reajuns la F64. Tocmai mi-am luat un soi de microfon extern. E un recorder pe care o să-l conectez printr-un un cablu la cameră. Să sperăm că merge și nu se mai aude cu buzit. Deci, teoretic, jucăria asta ar trebui să se audă mai bine chiar acum. Deci, 2-2, 2-2, 2-2. Sper să se audă mai bine, pentru că am dat vreo 500 și ceva de lei pe chestia asta. Asta va fi sunetul de acum încolo, sper să fie mișto. Încă nu știu, o să-l ascult imediat, sunt foarte curios. Hai la muncă! Am plecat de la muncă. Mergem să îl ducem pe bădelul la aeroport, pentru că astăzi pleacă în Marea Britanie la muncă cinstită. Hai să-l duc la aeroport ca să am material de vlog, nu ca și eu, prieten bun. Cu riscul de a mă repeta, eu sunt prieten cu bădelul de vreo, nu știu, frate, nici nu pot să-mi dau seama de când, de 15 ani, cred că sunt prieten de 15 ani cu el. Și iată, nu am crezut că se va întâmpla ceva de genul ăsta, gen să plece din țară sau să plec eu. Bă, ești nebun, te lasă acolo în avion, nu? Păi da, e mare. Da, își joacă în cap pe mașină. Poți ghioza, frumos. Poți ghioza, nu? Foarte frumos, ai țuică, pălincă bănuiesc, nu? Nu ia pe. Țuiculiți. Ce-o? Ai microfon, ăsta nu buze? Bzz, bzz. Nu buze, dar cred că poți să captează și pe copilul ăla de la etajul 5 care plânge. O să-i pun un... Nu prea pare microfon. Îi pun un burețel de ăla. Ce-o, bădele, ce ne facem noi fără tine? Te-ai gândit ce se face în România fără tine? Nu mergem, evoluează. Ajunge departe, o să vezi cum ar fi ca România să în câțiva ani să devină putere mondială. Cam plecat eu, nu? Da. Plânge, mai că... A plâns, a? Plânge. Și o să mai plâng. Acum l-a plâns, a plâns mai de mult. I-a plecat și soarta în Franța, ai plecat și tu în Germania, o zi, nu e ok? Stai una combinația. Ai rămas tu cu el. Ai rămas cu maică ta, da? Hashtag glume cu mame. Da. Eu acum indianul. Eu acum când am plecat de la birou. Nu indianul. Culoarea e pozitivă. Fără mult să-l garso? Pe fără, că mă banează YouTube-ul. Da? Păi dacă ai muzică pe fundal? N-ai voie. A, eu de-aia pun piese de-alea remixate, cât să nu... Dar dacă piesele astea cunoscute le găsește... Da? Nici de mă. Da. Plătriți pe de auto? Sau lăsări de lecturi? Dau și eu vreo 1000 de euro așa din poanie pentru un clip care face 100 de vizualizări. Am făcut afacere, boss. Câștigi bani din YouTube? Nu, mi-am vândut casa. Pentru două melodii? Două melodii, am băgat Sam Smith și Rihanna. Da. Pătrava mea cea mai bună idee aia. Preplângitor. Care? Decât să-mi iau adaptor pentru fiecare chestie în parte, mai bine iau singur, mi-au preplângitor și iau adaptor pentru preplângitor și restul fac normal. Smart, smart. Da.
Vă rog. De bubă, fratele tău. Să ai tu un bun. Te sună, băiatul, până ajunge. Da, dă un semn. Pa, bădele! Hai acasă! Hai cu mine! Da-na-na-na-na-na, să pornim la drum! Ia să vedem. Spectaculoasă mașinuța mea! E cea mai spectaculoasă mașinuță pe care o cunosc. Da, acum am scăpat de la muncă. Greu, greu. Clipul se randează, vlogul de ieri se randează, el a randat. Iar vlogul de astăzi urmează cu o sesiune de shopping la mall. Să înceapă seara! Deci toate hainele astea sunt ale mele. A scăpat Mariciul la cumpărător. Da. I'm sick of always aching over the way everything unfolds. The time we had was golden, but I look back wishing that I could have known it'd be easy. Gata ziua de shopping. Sunt foarte încântat că m-am înțolit. Pa! Deci, i-am adus un tricou domnului. Și a zis că este Stuart Little. He's cute.